Dezvoltarea Spitalului Județean de Urgență Călărași continuă și în acest an. Nu doar că Ministerul Sănătății a aprobat recent proiectul de extindere a ambulatoriului instituției medicale, ci în data de 16 ianuarie, unitatea sanitară de pe Malul Borcei a primit o donație de la Asociația Mâini Deschise, reprezentată de Elisei Dragu. Aceasta constă în 15 tărgi, 10 paturi, 10 cărucioare de transport și o masă ginecologică, după cum ne-a declarat administratorul public al județului Călărași, Bogdan Mihai. Ele vor ajunge pe secții precum ginecologie, cardiologie și medicină de urgență. Într-adevăr, parteneriatul pe care l-am început acum ceva timp cu Elisei, căci despre el este vorba prin Asociația Mâini Deschise, este un parteneriat care ar fi trebuit să existe de mult. Vorbim în primul rând despre o alăturare a comunității într-un interes major reprezentat de starea de normalitate în sănătate. Oamenii au înțeles că dacă foarte mult timp nu s-a investit în sănătate, este greu să venim cu foarte multe resurse într-un timp scurt ca să echilibrăm. Și atunci am discutat cu toți cei care au dorit să se implice în acest proces, pentru că este un efort colectiv, cum am spus, și Elisei este unul dintre partenerii noștri de bază, ca să spun așa. Nu este nici primul și cu siguranță nu este nici ultimul, că deja am vorbit, va mai urma un transport cu alte echipamente. Vorbim de 15 tărgi, de 10 paturi, 10 cărucioare de transport, o masă ginecologică, chestii mărunte, dar care ele fiecare, pe zona unde vor fi repartizate, vor aduce un mic plus valoare. Sunt foarte valoroase pentru nevoile pacienților. Sunt lucruri decente, pentru că nu țintim la acest moment să ne ducem într-o zonă de excelență, ci pur și simplu noi mai avem până la normalitate. Avem o problemă în continuare cu ce înseamnă percepția în comunicarea unor cadre medicale. S-a mai îmbunătățit. Primesc destul de multe recenzii de la pacienți, de la aparținători, care spun că s-a îmbunătățit comunicarea, dar știu și sunt conștient că mai există zone unde aceasta o putem îmbunătăți. Dar lucrurile le vom rezolva ca pe fiecare componentă pe care noi începem să o abordăm. Pe parcurs și treptat, că așa se treptat, ne-am dorit foarte repede, dar din păcate e o activitate atât de complexă încât e foarte greu să intri în profunzimea ei. Practic, să stai în spatele fiecărui om ca să vezi dacă el își face treaba sau nu. Creăm mecanisme corecte, transparente, prin care cine vrea și cine își asumă să poată să ne semnalizeze lucrurile care nu funcționează. Aceste tărgi, paturi, cărucioare, pe ce secții vor ajunge? Vor fi date pe ginecologie, pe cardiologie, pe medicină de urgență. Se anunță pentru perioada următoare și alte donații. Bănuiesc că țineți legătura cu ONG-urile, cu firmele care s-au alăturat cumva nevoilor. Da, noi am ajuns, am ridicat deja. Acum facem niște reglaje de finețe, pentru că ceea ce am făcut de aproape 2 ani de zile, chiar și în perioada de COVID, noi am ridicat standardele la nivel de echipamente. Numai anul trecut au fost aduse echipamente de 12 milioane de lei, plus cele din donații, plus cele achiziții punctuale ale Consiliului Județean. Lucrurile evoluează într-un ritm în care, ar trebui să fim sinceri, până acum nu s-a mai întâmplat. Dar, desigur, mergând înainte, faci și mici greșeli, faci și mici derapaje. Dar ne le asumăm întotdeauna, pentru că, după cum ați văzut, avem o abordare în a discuta deschis și când se greșește. Pur și simplu abordăm orice problemă sau orice realizare, orice disfuncție, o discutăm și o rezolvăm.